Beaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, bine v-am regăsit la o cafea de dimineață. De data asta mai tare ca de obicei, că e vineri, vine weekendul. Și, dacă n-ați auzit, de mâine, adio, în spațiile închise, mască. În spațiile deschise, pardon. Cu câteva excepții. Acum, nu știm dacă masca, sau hai să-i spunem, botnița, va fi luată și de pe partea aceea în care o parte a presei se exprimă. Noi aici la Mesagerul din Neamț, știri din Neamț, continuăm șirul de emisiuni de dimineață, de data aceasta, pentru că este vineri și s-a răspuns invitației noastre, suntem în emisiune pentru prima dată la noi în redacție, domnul Vlad Moscalu, administratorul public al municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Ați venit, să spunem, odată cu vestea privind renunțarea la măști, așa că hai să spunem că începem și marea demascare la nivelul administrației publice locale. Nu pot decât să mă bucur că se vor liniști un pic măsurile referitoare la starea actuală. Am purtat întotdeauna masca, dar chiar și așa am avut ghinionul, să spunem așa, să am și COVID. Dar m-am vaccinat. A fost o formă destul de grea, trebuie să recunosc, da. Dar acum sunt bine și m-am vaccinat ca să mă asigur că lucrurile vor fi corespunzătoare de acum încolo. Da. Acum, eu sunt și eu bucuros că se renunță la mască, sunt bucuros că începem încet, încet să reintrăm în normal din punctul acesta de vedere. M-aș bucura foarte tare ca și România să reintre în normal din alte puncte de vedere și m-aș bucura să văd municipiul Piatra Neamț sau să văd la finalul unui exercițiu financiar la nivelul municipiului Piatra Neamț cum în dreptul cifrei de bilanț apare o sumă pozitivă, făcând abstracție de raportele strict contabile. Știți la ce mă refer? Adică să dispară toată rubrica aceea a datoriilor prost făcute. Eu nu sunt împotriva datoriilor pe care o administrație trebuie să le facă dacă vrea să dezvolte, dar nu pentru cele prost făcute. Domnul Moscalu, ați venit odată în primărie împreună cu domnul Caraberea. Practic sunteți, ca să spun așa, ca două fețe a unui sandwich, știți? Un toast. Facem parte din aceeași echipă. Așa. Bun. Titlul emisiunii de astăzi este administrația publică între proiecte. Eu zic crunta realitate, trecem peste celălalt cuvânt. Cum ați venit în primărie și cum ați găsit primăria și cum vă simțiți după aproape 6 luni de zile acolo? Pentru că vreau această introducere scurtă să putem trece după aceea la chestiune arzătoare la ordinea zilei. Cum am ajuns în primărie? A fost o situație total neașteptată. Eu eram în vacanță, într-o vacanță prelungită din proiectul pe care l-am terminat în afara țării, în Mexic. A fost un proiect foarte mare. Acest proiect s-a terminat după 5 ani. Am revenit în țară odată cu debutul pandemiei, să spunem, în iunie și eram în vacanță. După alegerea domnului primar Andrei Carabela, pe care îl salut, am primit un telefon chiar de la dumnealui și am fost întrebat: ai vrea să mă ajuți să construim orașul împreună? Și răspunsul a fost da. În acel moment nu a fost în niciun moment discuții de administrator public, a fost funcție de consilier personal al domnului primar. Am acceptat. Am înțeles că e o trecere total diferită de la mediul privat la administrație. Nu avusesem nicio legătură cu administrația anterior. Nu știam ce urmează, dar n-am refuzat niciodată
un proiect dificil? Și am spus da. Și așa a început colaborarea mea cu domnul primar Andrei Carabel. Bun. Pe parcurs pot doar să presupun că și-a dat seama că, cel puțin pe partea de construcții, sunt destul de bine organizat și am o experiență vastă. Și atunci a venit propunerea pentru administrator public. Și așa am ajuns administrator public. Bun. Acum, eu știu cum ați găsit orașul. Poate chiar știu lucruri în plus față de dumneavoastră. Dar problema este, cum a simțit dumneavoastră șocul? Cum am simțit atunci sau cum îl simt și acum? Bun, cum l-ați simțit atunci, cum îl simțiți acum? E un stil de lucru, o formă de lucru cu care eu nu sunt obișnuit sau nu eram obișnuit în acel moment. Pot să spun că am lucrat într-o companie care are unul din principiile principale, inovare, inovație. Deci vorbim de soluții tehnice, digitale, de ultimă oră. În primărie, cu siguranță se poate îmbunătăți sistemul actual. E greu să vorbim despre șoc când vorbim de două sisteme total diferite. Pot să spun ce vom face ca să aducem, să spunem, sistemul din primărie la secolul actual. Eu am înțeles, dar vreau să înțeleg un lucru. Sunteți inginer, sunteți proiectant, ați lucrat pe șantiere. Cum poate un proiectant, un inginer care a lucrat pe șantiere să primească în mapă o informare sau să citească în presă că instituția unde este acum, în vremuri revolute, dădea voie să construiască pe spațiu public pe care îl administrează ea, fără autorizație. Deci eu asta... Și să se întrebe oameni buni, cum a fost posibil așa ceva? Nu aș vrea să speculez. În momentul în care discutăm de teme atât de serioase, mi-ar plăcea să știu exact la ce proiect vorbim. Nu, este o chestie simplă, o să apară în ziar. Vă spun acum, că nu e niciun fel de problemă. Luăm acele aparate de sport care sunt puse prin oraș. Știți? Fitness orașenesc, ca să spunem așa. Am cercetat și am văzut. Dar nu are importanță. Eu vorbesc acum ca principiu, indiferent vorbim dacă nu cunosc exact ce s-a întâmplat acolo, dar ca principiu este inadmisibil. Asta vă spun. Adică putem să vorbim de pot grabă. Spera, putem să vorbim grabă? Că sunt 2 ani de zile în care s-a derulat. Nu, până în momentul în care au fost realizate. Păi vă spun eu, s-au achiziționat în 2018, s-au pus în 2019, după un an, deci nu e vorba de grabă, o parte și o parte după încă un an înainte de alegeri. Adică nu e vorba de grabă. Pur și simplu era, cum să vă spun eu, mentalitatea asta. Noi vrem de la voi. Nu să facem și noi. Și de asta vorbeam de șoc. Pentru că să nu credeți că ăsta este singurul exemplu. Sunt zeci de exemple de genul acesta. Vă propun ceva. Ce-ar fi să încercăm să ne concentrăm pe ce s-a făcut din momentul în care am ajuns, comparând cu ceea ce am găsit înainte? Vă rog. Una din temele care, să spunem, m-a surprins este oarecum ce spuneți dumneavoastră referitor la stadiul documentelor. Ele au fost începute, începutul nu a fost greșit, nu a fost rău, dar pe parcurs s-au omis poate anumite etape. În momentul în care am ajuns la primărie, vă pot spune, pentru că am avut ca responsabilitate și departamentul de urbanism, pot spune că s-au urmat toți pașii, de la certificat de urbanism, avize și așa mai departe. Nu va exista niciun proiect de acum încolo pe care eu îl voi coordona sau administrația în care să se treacă peste pași pe care îi cerem cetățenilor. Înainte de noiembrie am fost un simplu cetățean. Vreau același lucru și pentru activități. Adică să nu fie diferență. Asta vreau să aud. Nu vă spun doar ca să auziți. Când fac trimitere la trecut, nu fac ca să adunc cu ceva spre actuala administrație. Nu.
ca să nu se mai întâmple lucrurile de genul acesta? Vă mai spun o speță. E foarte ușor să căutăm ce s-a întâmplat în trecut, cum a fost realizată o activitate și cum s-a finalizat. Ca să nu mai spunem de urmărirea în timp. E foarte ușor, indiferent de administrație, că aici nu arăt cu degetul. Dar dacă am sta sincer noi, împreună cu domnul primar Andrei Carabelea și toată echipa noastră, n-am mai face absolut nimic pentru oraș, pentru că avem material de căutat suficient. Dar nu e vorba despre asta. La ce, în ce direcție mergem? Asta este punctul principal. Ce dorim, ce vrem să facem. Bun. Și nu doar ce vrem, e și ce am început deja să realizăm cu pași mici în vederea realizării documentației corespunzător. Haideți să vedem ce dorim să facem, ce doriți să facem, și eu mă consider parte că se dorește să facă ceva și atunci particip și eu și toți cei care se uită. Ce doriți să faceți? Spuneți-mi un inginerește. Inginerește? Inginerește, nu în cuvinte frumoase. Am înțeles. Din punct de vedere tehnic, ca tu să ai succes cu proiectul pe care îl realizezi, trebuie să te asiguri că faci un studiu de prefezabilitate și fezabilitate corespunzător și bazat în realitate. Ați venit la mine acasă. Nu din birou. Trebuie să încep cu un studiu topografic corespunzător, să știi unde este strada, a cui este terenul, de unde a plecat, unde a ajuns, poți să construiești pe el? Asta e întrebarea principală. Da? Nu? Răspunsul este da, mergi mai departe. Ca să nu intru foarte mult în detaliu, ce încerc și voi reuși să implementez este o schemă logică a tuturor activităților. Pentru că de multe ori, neavând o comunicare foarte bună în interiorul primăriei și cu instituțiile din afara primăriei, este foarte complicat să ții un proiect sub control și să te asiguri că ai urmat fiecare pas pe care ar trebui să-l urmezi. Și atunci am început și am desenat, la propriu, desenat de unde începem, care sunt pașii, unde ajungem. Pe fiecare pas, cine este responsabil să dea un răspuns, să dea un document sau să aibă un fel de activitate sau cuvânt de spus. Și în momentul în care se ating fiecare din acești pași, mergi la pasul următor. Bun. E o schemă logică, practic. Am înțeles. Care există prin proceduri, dar nu a fost... Nu a fost legată, să spunem, între departamente și celelalte instituții într-un mod vizual și ușor de urmărit. Bun. Haideți acum, după ce am văzut schema, să încercăm să punem elemente în ea. Ok. Vă rog. Alegeți un proiect. Sau din cele... Aici mai e o situație. Deci, putem vorbi de proiecte care au început în administrații sau în administrațiile anterioare și proiecte noi pe care le vom realiza. Credeți că trebuie să le uitați în urmă? Nu, n-am spus să nu ne uităm în urmă, să nu căutăm probleme din urmă, pentru că acele probleme vor veni și acum, ne lovim de ele. Și dacă proiectele astea vin cu probleme? E mult spus că vin cu probleme. În anumite etape sunt probleme care trebuie rezolvate, dar sincer, din proiectele de mobilitate, că astea sunt pe buzele tuturor, nu am identificat o problemă gravă care să nu poată fi rezolvată. Atenție, care să nu poată fi rezolvată. Eu am înțeles orice, eu am învățat de la cineva care se ocupa cu marketing, care îmi spunea așa, ci că orice prost poate să facă orice cu bani. Deci dacă ai bani mulți, poți să rezolvi orice problemă proastă care vine din urmă. Și în momentul ăsta v-am întrerupt și v-am spus, dacă ai bani, e o condiție... Am înțeles. Primordială. Sunteți unde primordial? Ați lucrat ca proiectant. Am lucrat ca proiectant, am lucrat ca și constructor, ca și manager, ca și director, ca și electrician, ca și... Eu întreb proiectantul. Și am făcut de toate. Întreb proiectantul. Dacă puneți-vă în pielea mea, eu nu sunt proiectant. Văd un proiect de hotărâre al Consiliului Local Piatra Neamț, în care îmi spune despre actualizarea sumelor la proiectele de mobilitate. Perfect. Nu știu care din ele. Foarte interesant. Nu știu cu care toate, din ele. Dar da. Cu valori unul diferite. Mai mare, așa. Vă pot explica. Și citesc acolo. Nu, eu înțeleg fenomenul. Nu, dar e foarte interesant. Da, subiectul deci, eu înțeleg fenomenul, tensiune. Dar problema este așa. Citesc acolo. Sumele au crescut pentru că cel care a făcut studiul de fezabilitate sau nu știu, prefezabilitate, nu a luat în calcul uzura stratului de asfalt care e, mă rog, trecem peste uzură să spunem că e ok. Nu, dar e foarte interesant. Da, dar după aceea spune, n-a luat în calcul scările spre nu știu unde, n-a luat în calcul la trotuare, nu știu ce, și n-a luat în calcul stâlpii care erau în intersecție.
Nu e chiar așa, dar... Ba, așa scrie în... Nu scrie, pentru că tu trebuie să explici speța, nu ponderea ei. Când vorbim de o problemă, ea poate să aibă pondere, o greutate. Am înțeles. Da? Din suma respectivă. Vorbim de 10 lei. În acei 10 lei, scările și stâlpii, că sunt doar câțiva stâlpi care, într-adevăr, nu au fost identificat corespunzători, reprezintă poate 0,1 lei. Dar nu contează cât reprezintă. Tu ești obligat să treci toate spețele principale care s-au identificat. Nu contează. Eu întreb proiectantul dacă ar trebui să dați o notă celui care a făcut un studiu care nu a văzut nu un stâlp, nu doi, trei, doi jumate. Ca proiectant, și vă spun asta, ca proiectant de drumuri, ca proiectant de edificii, ca proiectant de linii de transmisie, ca proiectant de foarte multe tipuri de obiective, e imposibil să vezi toate lucrurile, mai ales la un proiect cu o densitate de obiecte atât de mare precum cele de mobilitate. Dacă vorbim de un teren de fotbal, care este pe un teren viran, drept, sau cât de cât drept, atunci problemele în proiectare, identificarea lor, înainte de proiectare și ulterior realizarea proiectării, va fi foarte simplă mai și voi avea o marjă de eroare foarte mică. Asta nu mai spun. Șansa de a avea probleme în acel proiect, riscul, pardon, de a avea probleme în acel proiect este foarte mică. În momentul în care vorbim de proiecte care sunt parterele principale ale municipiului Piatra Neamț, care au o densitate incredibilă, deci nu există zonă mai densă cu probleme sau cu posibile probleme decât în mijlocul unui oraș, sufletul unui oraș. Este inevitabil să ai astfel de situații. Că unele ar fi putut fi evaluate din punct de vedere al ponderii lor altfel, cu siguranță se putea face. Dar ca tip de problematică identificat care au dus la creșterea acestor proiecte, sincer, nu văd o greșeală principală. Okay. Da? Pentru că ele au fost prinse în anumite stadii. De exemplu, când facem un studiu de prefezabilitate a unui proiect, verificăm niște indicatori. Avem o sumă pe care o putem folosi pentru a identifica problemele, a realiza un fel de mini-studii. Și trage o concluzie. Ulterior vii cu pasul următor, care este studiul de fezabilitate. În fezabilitate ai un pic mai mulți bani de a cheltui între ghilimele pentru a investiga tipul asfaltului, a face un studiu topografic, poate dintr-un punct într-altul, diferență de 200 de metri între acele puncte. Problema este că proiectele europene, și asta e o problemă cunoscută la nivelul autorității de management, aceste proiecte europene se finanțează în funcție de studiul de fezabilitate, care nu este un studiu care îți permite studiu de detaliu. Da? Și atunci, în momentul în care s-a făcut evaluarea, s-a luat la bază studiul de fezabilitate care, repet, îi dau o notă, să zicem, 8 și nu sunt foarte optim. 8 din 10. Atunci, ajungi la pasul următor. Ai semnat cererea de finanțare și te-ai dus la pasul proiectare, proiect tehnic. Dar atenție, este proiect tehnic plus detalii de execuție. Asta înseamnă că în acel moment sau în acea etapă a proiectului urmează să analizezi toate punctele din teren. Deja trebuie să te plimbi pe teren să măsori tot. E inevitabil ca în momentul în care ajungi la nivelul de detalii de execuție să-ți dai seama că sunt și alte situații care nu au fost descoperite vizual. Și atunci trebuie să te întorci să recalculezi sumele pe care trebuie să le depui, să le strângi, să le primești, să le împrumuți pentru a merge mai departe cu proiectul. E, în această etapă s-au descoperit mai multe probleme, pentru că dacă am măsurat strada de aici până la 200 de metri, e o linie dreaptă între două puncte. În momentul când vin cu studiul topografic realizat de cel care a realizat proiectul tehnic și măsori din 10 în 10 metri sau din 5 în 5 metri, în loc să fie o linie dreaptă, e o linie care urcă și coboară. Atunci, volumul pentru asfalt, strat principal, volum pentru asfalt, strat secundar, volumul pentru umplutură se schimbă. De asta spun că nu au fost niște erori. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și aici vine, vreau să ajung și la ultimul punct, pentru că ajungi să faci proiectul tehnic, ajungi să ceri mai mulți bani și autoritatea de management, în cazul ăsta ADR-ul, nu îți poate permite, din cauza legilor în vigoare, să actualizezi suma finanțată. Ce ai semnat la studiul de fezabilitate rămâne bătut în cuie. Tot ce vine după este nerambursabil. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu, vreau doar să... Că e foarte, foarte interesant, da. Nu, dar eu vă spun în direcția așa. Asta și... Noi, tehnic vorbind, nu e... Proiectul acesta de mobilitate greșit. Pe care proiectele... Sunt multe legate, nu doar cele de stres. Nu. Sunt mai multe și cele privind transportul și cele privind stație, mai multe, da? Ok. Cineva le-a gândit înainte, eu așa presupun, da, că cineva le-a gândit înainte și a zis, domne, facem între ele
celebrele conexiuni, că altfel nu merge. Nu poți să pui stația pe strada cealaltă dacă tu ai aici strada. Bun. Și auzi așa, cam care e finanțarea aici? Punem o chestie, 3 milioane de euro per proiect, da? Și e mai mult, da? 3 milioane de euro. Păi, noi avem strada aia pe care o măsurăm de aici până aici și știm sigur că avem denivelări pe ea, pentru că ne ocupăm de strada asta noi aici, e clar că nu ne vom încadra cu 5 proiecte a 3 milioane. Și va trebui să venim cu cotă de cofinanțare câteodată până la 40-50% din proiect. N-aș putea eu să gândesc altfel și să mă duc nu cu 5, dacă aia e limita, să mă duc cu 6 proiecte. Adică, înțelegeți-mă ce vă spun. Înțeleg, da. Eu nu discut că trebuie făcut proiectul, deși după părerea mea, unele dintre ele sunt prost gândite. Dacă vreți, putem să luăm unul câte unul, da, poate nu doar în emisiunea asta, dar... Cu toată dragostea. Uitați că acum mai merg pe ecran. Vă pot explica fiecare cum funcționează. Cred că aici ați început un pic linia logică diferit față de cum este în realitate. De ce? Pentru că aceste proiecte vin în urma unui plan de mobilitate urbană. Acel plan de mobilitate urbană nu este inventat de Piatra Neamț, nici de România. El este rezultatul bunelor practici implementate la nivel de Uniunea Europeană. Noi suntem ultimii care implementăm acest tip de proiecte. Ultimii. Bulgaria ne-a luat-o înainte. Cu mult. Și o spun bravo lor. Bravo lor. Atenție. Suntem ultimii care implementăm acest tip de proiecte. Deci, din punctul meu de vedere, cetățenii ar fi trebuit să vadă ori din vacanțe, ori din televizor, ori din orice altă sursă, că s-a implementat și nu doar s-a implementat cu succes. Nu inventăm roata. O implementăm și la noi acasă în sfârșit. Cam ăsta este sentimentul pe care l-am. Da? În sfârșit îl implementăm. Și sincer, am fost un pic dezamăgit și de comunicarea pe care a realizat-o primăria și vă asigur că domnul primar Andrei Carabelea are tot interesul să fie comunicate corespunzător aceste proiecte, pentru că este clar că nu a fost, asta pot să spun că nu a fost făcut corespunzător înainte. Dar asta aceste proiecte trebuie implementate pentru că asta este rezultatul bunelor practici la nivel de Uniunea Europeană. Asta e general. Particular vorbind, exercițiul financiar care s-a terminat în 2020, mă refer la fondurile europene, pentru acest tip de activități, au la bază aceste proiecte de mobilitate. De ce? Dacă nu se realizează aceste proiecte de mobilitate, este foarte greu să găsim finanțare pentru proiecte care vor putea fi implementate în Piatra Neamț sau în România în următorul exercițiu financiar, care este 2021-2027. Este primordial să realizăm aceste proiecte pentru a putea merge mai departe cu finanțări europene. Acum, știți foarte bine care este situația financiară a primăriei. A fost dezbătută pe toate canalele și chiar dinainte de acest mandat. Suntem într-o situație foarte dificilă. Mă declar vinovat. Nu, dar e foarte bine. Oamenii trebuie să știe. Este o situație, nu plâng de milă, nici nu caut scuze. Este o situație dificilă, dar eu cred și știu că vom ieși din ea. Ce înseamnă asta? Trebuie să căutăm orice sursă de finanțare și orice modalitate pentru a implementa aceste proiecte ca să putem să avem o șansă pe următorii ani. Nu există altă soluție, din punctul meu de vedere. Eu vă înțeleg argumentele. Eu ce vreau să înțelegeți și dumneavoastră și actuala echipă din primărie este că nimeni din acest oraș cu capul pe umeri nu se opune progresului. Sau cel puțin așa sper. Sper. Cel puțin așa sper. Dar acest progres trebuie făcut folosindu-ne resursele extrem de judicios. Dacă eu la un proiect sunt obligat de la cota de cofinanțare oficială, 2%, să mă duc la 40%, eu cred că am o problemă. O să-mi răspundeți. Dar ce? La Oradea s-au dus până la 100%? Nici măcar. Nu mă interesează. Nu vedem pădurea de copaci. Și vă spun înțeles? Și de ce spun acest lucru.
sunt străzi, precum bulevardul, principalele bulevarde din axa 1 de mobilitate, vorbim de Traian Decebal, care nu au fost asfaltate de mai bine de 10 ani. Vă spun eu de când. Lucram în primărie când s-au asfaltat. 10, 14, că sunt tronsoane care au mai fost asfaltate. Deci vorbim de faptul că administrația nu a avut fonduri necesare pentru a asfalta aceste străzi. Nu a avut interesul. Vă spun sincer că eu consider că a avut interesul, dar n-a avut bani. Asta e problema. Pentru că trebuie să mă uit tehnic. Nu, lăsând speculația la o parte, mă uit tehnic-economic. Buget, situații, urgențe, ce rămâne? Putem să asfaltăm? Nu putem. Mai așteptăm un an, mai așteptăm un an, mai așteptăm un an. Și acum toată lumea înjură și pe bună dreptate aceste bulevarde principale. Că de ce nu le asfaltăm? Pentru că nu sunt bani pentru aceste activități. Avem de umplut atâtea găuri la propriu din probleme urgente, încât nu avem disponibil 100% financiar vorbind, pentru a realiza aceste proiecte. Atunci, evaluarea pe care ați făcut-o dumneavoastră înainte, că trebuie să plătesc 40% cofinanțare, este de fapt avantajul nostru, pentru că 60% din bani vor veni de la Uniunea Europeană pentru a realiza o problemă stringentă pe care o simțim cu toții. Da? Deci e vorba de 100% versus 40%. Că se putea optimiza acest număr, se puteau face studii pentru a minimiza valoarea pe care o cofinanțează primăria, cu siguranță. Deci înseamnă că un pic de logică mai am și nu, eu ce spun. Asta n-am, în niciun moment nu am. Nu, deci, nu, asta vreau să vă spun. Că aceste lucruri trebuie spuse și explicate. Și când s-a greșit undeva, nu trebuie să existe, cum să vă spun eu, dorința de a achiziționa un țambal și o batistă. Adică, dom'le, da, am moștenit niște proiecte, ele sunt bune din punctul de vedere al conceptului, este ok, dar l-am moștenit la 0,% implementare, 0,01%, așa, și am descoperit aceste probleme. Aceste probleme ne fac să venim cu ele, să le ducem, dar asta presupune o cheltuială în plus de atâta. Așa este, dar toate aceste date sunt și vor fi transparente. Degeaba sunt transparente, degeaba dacă cineva nu vine și explică inginerește. Am înțeles. Dacă e nevoie și de acest inginerește. Lucru. Adică nu că și dacă e nevoie, dacă nu că e nevoie. Considerați și colegii oamenii noastre, mulți, soluția, oamenii mulți din oraș habar n-au ce înseamnă proiecte pe mobilitate, pentru că nu le-a explicat nimeni. Noi putem vorbi 6 ore despre proiecte de mobilitate și lumea părăsește. Dar dacă spui proiect de modernizare al bulevardului Traian, care va face oameni buni ca timp de un an jumătate sau doi jumate. Nu. Deja e altă situație în care nu trebuie să ajungem. Acolo să fie un șantier. Sunt expert în asta. Să fie un șantier și asta înseamnă pentru dumneavoastră peste 2 ani de zile că veți circula pe o stradă ok, cu alte trotuare, cu alte spații verzi și, dacă dă Dumnezeu, și cu canal de utilități. Ajungem și așa, dacă dă Dumnezeu și cu canal de utilități. Nu trebuie să dea Dumnezeu, trebuie să avem bani și proiect pentru ăla, dar așa, ajunge și ăla. Că eu întreb de ce nu au fost în proiect. Au. Azi, nu toate, dar dacă veți intrăm și așa. Și după aceea să le mai spuneți, să le mai spună cine comunică. Dom'le, dar un an jumătate, nu că ne cerem scuze pentru deranj, un an și jumătate veți strânge din dinți când mergeți la serviciu, veți strânge din dinți când mergeți așa, veți avea praf, veți avea toate astea, că altfel nu se poate. Eu știu ce e așa de greu. Nu e greu deloc și aș vrea să fac o adăugire la ce ați spus inițial și anume moștenit aceste proiecte. Foarte multă lume spune că, că proiectul ăla este al lui X, este al lui Y. Proiectele au mai multe etape. Nu vreau să spun care este cea mai importantă, dar din experiența mea de constructor, toate problemele se reduc la perioada de construcție. Tot timpul care se pierde în ineficiența activităților este până în momentul în care începi să construiești. Tu ai 12 luni să realizezi un proiect.
Și trebuie să faci studii, cerere finanțare, studii, proiect tehnic, licitație. Dat, cu cât se extind mai mult acele perioade, cu atât se reduce mai mult perioada de construcție. Și e posibil să ai costuri și atunci, suplimentare. Și e posibil să ai costuri suplimentare. Prețurile, și nu etc. doar asta. În momentul în care nu identifici o problemă în proiectare, costul ei din literatura de specialitate crește până la 10 ori mai mult decât ar fi costat dacă ai fi gândit-o din faza de proiectare. De ce? Pentru că nu mai ai timp să o execuți și te costă mai mult să o faci mai repede. Acum înțelegeți de ce eu mă lupt ca lucrurile să fie clare când începe construcția. Dar este... Nu mai spun nimic. E foarte important să parcurgem corespunzător aceste etape. Nu este prea târziu pentru... Nu vreau să zic pentru a salva, că nu sunt eu salvator și nimeni din echipă salvatorul proiectelor, dar într-adevăr, este un moment oportun pentru a îndrepta niște considerente care nu au fost analizate corespunzător în fazele inițiale și avem timp încă Bun. Să le realizăm și să le implementăm corespunzător. Care este deadline-ul? Deadline-ul pe fiecare proiect diferă, dar... Bine, unul trebuia să fie gata. Dar, nu, așa dar, dar nu, încă nu. Cel de mobilitate nu. Nu cel de mobilitate, cel cu... Nu, sunt proiecte care ar trebui să fie gata, dar, de exemplu, când începi un proiect, îți semnezi cererea de finanțare și ulterior în licitații pierzi un an jumate pentru că ești contestat pe chestii care efectiv au pierdut la CNSC, atunci clar că nu mai poți să implementezi în perioada inițială. Și trebuie să faci acte adiționale, trebuie să prelungești perioada contractuală. Okay. Sunt și situații de genul ăsta, de exemplu, la cea cu stații de reîncărcare, dacă nu mă înșel. Dar revenind la proiectele de mobilitate, suntem la momentul oportun pentru a face modificări și a-l duce pe o cale corespunzătoare ca să ajungem la acel obiectiv. Și acel obiectiv trebuie să termine, pentru că asta era întrebarea dumneavoastră, maxim în 2023. Dacă trece de 2023, aceste proiecte nu mai pot fi finanțate de Uniunea Europeană și mai mult decât trebuie să dăm bani înapoi. Deci de asta spuneam că 2 ani jumate deja exclus. Aici trebuie să ne concentrăm cu activitățile, să le încadrăm în acest interval. Bun. Acum eu primesc tot felul de mesaje. Vă rog. Și întrebarea care revine de fiecare dată. Cum se va circula pe aceste coridoare în condițiile în care vor fi dar două benzi, da, pe sens, din care una va fi ocupată pentru transportul în comun. Vă spun. Mi se pare și taxiuri, nu? Și taxiuri, da. Taxiuri. Practic tot ce înseamnă transport în comun poate utiliza aceste benzi. E o întrebare foarte bună, pertinentă, și o să vă dau un răspuns, nu știu dacă o să vă surprindă, dar o să vi-l dau oricum. Noi, în acest moment, noi cetățenii, observăm că avem două benzi de circulație marcate. Dar fizic, în foarte multe locuri de pe aceste coridoare de mobilitate, sunt strangulări. O mașină parcată, mai multe mașini parcate. Și atunci, din două benzi, practic ai una singură. Una singură în care nu poți avea un flux continuu, ci întrerupt. Pentru că cei de pe banda 1 trebuie să se încadreze pe banda 2 și atunci se strică toată eficiența acelei benzi. Asta este un aspect. Alt aspect este că avem multe sensuri giratorii. Ele sunt eficiente până într-un anumit punct. Și te aștepți ca după 20 de ani, 15 ani, când au fost implementate, ca oamenii să știe să le utilizeze, cetățenii să știe să le utilizeze. Cred că știți foarte bine și ați observat că încă nu se știe cum să intri într-un sens giratoriu și cum să ieși dintr-un sens giratoriu. Când se folosește banda 1, când se folosește banda 2. Cum te încadrezi pentru a merge înainte, cum să te încadrezi pentru a merge la dreapta și cum să te încadrezi pentru a merge la stânga. Și atunci, de foarte multe ori, aceste sensuri giratorii, care au fost gândite la momentul respectiv pentru a fluidiza traficul, dar de fapt pentru a reduce din problemele sincronizării semafoarelor, atunci îți vei da seama că nu e chiar atât de eficient. Și în momentul în care petreci de aici, de exemplu de la Muzeul de Istorie până la dumneavoastră, cu mașina, am făcut 15 minute în dimineața asta. Da? De ce? Pentru că se blochează traficul în sensul giratoriu. Pentru că lumea nu știe să se încadreze. O să vă sfătuiesc data viitoare să veniți pe partea cealaltă. Nu, data viitoare vin pe jos. Nu, e clar. Doar că a fost o situație și a trebuit să vin cu mașina astăzi. Dar de obicei, perpedez. Acest lucru combinat, adică situația sensurilor giratorii, utilizarea lor incorrectă și faptul că avem aceste benzi strangulate, duce la un trafic ineficient. Chiar dacă sunt două benzi. Dacă luăm camere și am luat camere și am studiat traficul, pentru că știți că suntem în proces de actualizare al planului de mobilitate,
se observă această situație, că nu e chiar așa fluid traficul, cum spune toată lumea. Vai, dacă eu trafic, și conceptul este corect oarecum, pentru că te gândești, dacă eu circul acum cu două benzi greu, ce se va întâmpla în momentul în care va fi o singură bandă disponibilă? Vă spun eu ce se va întâmpla. Între timp, instalăm un sistem de traffic manager, de management al traficului, de ultimă generație. Ce înseamnă ultimă generație? Că nu e doar un termen pe care îl folosim așa de dragul de a-l folosi. Nu. Vorbim de un sistem care este capabil să învețe. Un sistem care detectează câte mașini intră în punctul A și câte ies în punctul B. De unde intră traficul, unde iese traficul, la ce oră sunt, ce evenimente am programate pentru zona respectivă. Punând toți acești factori, eu sunt sigur, văzând și cum funcționează acest sistem chiar și în România, la Timișoara, sunt sigur că se va obține un trafic mult mai fluid cu o bandă decât acum cu două benzi și cu sensul giratorii incorrect utilizat. Și asta o să-mi dați dreptate, dar mai târziu. Eu vă spun, sunt de acord cu dumneavoastră, n-am nicio problemă. Deci eu pot să merg și pe... Bine, eu sunt cu istoria, știți, cu filozofia, istoria. Și istoria m-a învățat ceva. Că oricât aș vrea să spun că unul este mai bun, mai mare, deci o bandă este mai mare decât două... Haideți să vă dau un exemplu. Două țevi. Una funcționează la 1 bar, una funcționează la 10 bar. Cea la 10 bar e la jumătate din diametru, prin care circulă mai mult lichid. Deci eu fac așa cu dumneavoastră. Deci, ideea este după ce puneți sistemul acela în funcțiune, ne urcăm în mașină. Eu într-una, dumneavoastră într-una. Nu e așa și vă spun și de ce. Pentru că orice sistem, oricât de performant ar fi, până și un Ferrari, în momentul în care ai terminat de asambla toate componentele, trebuie să-l pui pe bancul de test. Trebuie să vezi. Facem după test. Funcționează senzorii corespunzători. Facem după test. După teste? După total teste. De acord cu dumneavoastră să facem Sper să mai trăiesc atunci. Nu. Sper să mai trăiesc atunci ca să putem merge. Viață lungă și prosperă. Dar nu, mă gândesc, după teste. Eu sunt obișnuit cu lucrurile din Piatra Neamț. Cum să fac? Sunteți obișnuit cu noua echipă. Mă pot obișnui, să știți. Dar eu, de exemplu, și acum, când mai fac câte o excursie pe Cozla, mă opresc și am un panou acolo. Ați că ajunge și la Cozla, dacă am un panou acolo și citesc. Proiect pentru. Citesc suma. Și simt așa cum vine o boare. Prin spate, da. O boare. Și după aceea încep și văd aici, parcă văd un ghid virtual, știți? Un ghid virtual, așa, o hologramă care spune aici este celebrul iglu. În care de 10 ani s-au făcut... Iar mă duceți în trecut și vă spun sincer, nu, că dacă vorbim de iglu care are două tipuri de acoperiș, unul peste altul, pentru că... Nu, deci vă rog frumos, haideți să ne concentrăm. Bun. Pe ce facem de acum încolo și cum, nu zic reparăm, cum îmbunătățim fondul existent, patrimoniul existent. Am că înțeles. Și ăsta e un domeniu... Am înțeles. Da? Bun. Dar revenind la proiectele de mobilitate. Haideți să revenim. Acest sistem de management al traficului nu este o himeră. Totul va fi perfect. Cu siguranță vor fi o perioadă de fine-tuning, de lucrat mecanic fin pentru a-l face să funcționeze. Dar el chiar și la primul start... Reglaje fine. Chiar și la primul start sunt sigur că va funcționa corespunzător. Acum vorbim de suprapunerea proiectelor. Pentru că avem proiecte de mobilitate care prevăd o bandă unică. Avem proiecte, atât primăria cât și în parteneriat cu Consiliul Județean, pentru achiziția de autobuze electrice, care vă spun din prima și cred că a fost transmisă destul de clar. Nu sunt suficiente. Vorbim de perioade de tranziție. Știu că tranziția doare în suflet pentru că are multe rădăcini în trecut, dar cu siguranță va fi o perioadă de tranziție. Nu va fi o schimbare de azi pe mâine, cetățeni dragi, de astăzi circulați pe bandă. Nu. Vorbim de proces de adaptare la modificări împreună cu soluții care se vor asta implementa sună mai și rațional. Vor crește. Nu e rațional, sună mai ce rațional. Se va întâmpla? Spuneți-mi un pic, autobuzele astea care trebuie să vină electrice, ce ne puteți spune despre ele? Știți foarte cumva? Puțin. Sunt la nivelul de caiet de sarcini, dacă nu mă înșel. Nu m-am ocupat direct, nu am fost... Nu, mă interesează ce lungime au.
Sunt, dacă mi-aduc aminte corect, repet, nu m-am ocupat eu de acest lucru, pot să revin cu informații, dar știu că sunt de două dimensiuni. Cred că una este de 8 metri și una de 6 metri și 12 metri. Sunt de două dimensiuni. Nu v-aș putea spune exact câte sunt, de câte, poate 50-50%, dar aici prefer să revin cu o dată concretă. Am avut ocazia să văd caietul de sarcini la un moment dat și spunea achiziții pentru municipiul Deva. Deci cineva a uitat... Copy-paste. A uitat să... Vă mai spun un lucru de care nu mi-este rușine. Știți, era vorba aia, cu cât învăț mai mult, cu cât îmi dăm seama că nu știu suficient. Așa și în administrația publică. Nu trebuie să inventăm noi roata și asta este direcția pe care această echipă vrea să o implementeze cu succes, zic eu. Trebuie să învățăm din lecțiile învățate de ceilalți. Dacă cineva a dat cu capul de o bară și noi putem să știm unde este bara aia, atunci putem să ne ferim. La fel și la proiecte. Dacă cineva a făcut o licitație, a avut contestații pe anumite capitole, este responsabilitatea noastră să învățăm din acele greșeli și să ne asigurăm că nu se vor întâmpla și în proiectele pe care le gestionăm noi. Și vă asigur că la orice cai de sarcini pentru o lucrare importantă există solicitarea și mai mult decât atât urmărirea ca documentul nostru să fie aliniat, nu copiat și copy-paste, aliniat cu alte municipii în care se vede o rată de succes mai mare. Bun. Astea sunt proiecte moștenite. Ce proiecte are echipa depuse, că încă nu putem discuta. Fizic nu se pot depune, dar e foarte ușor să vă răspund. Deci, ce proiecte are echipa care să continue, că spuneați că este vital să le facem pe astea ca să putem continua? Vă spun cât de sincer se poate. Programul operațional regional POR 2021-2027 deja a fost lansat sub formă de ghid de către ADR Nord-Est. Dacă ați avut curiozitatea dumneavoastră sau echipa dumneavoastră să vă uitați în ele, veți observa că toate proiectele de acolo, sau majoritatea, mai puțin cele de inovații care cresc altfel, se bazează pe proiecte realizate în programul anterior, pentru că ei asigură o continuitate a acestor proiecte, repet, din lecțiile învățate în Uniunea Europeană. Și atunci, proiectele următoare pe care echipa domnului primar Andrei Carabele le va realiza sunt fix în aceeași tip, și anume, alte axe de mobilitate, alte zone de iluminat eficient cu lămpi. Să nu uit, asta vreau să ne întoarcem un pic. Ajungem și la iluminat. Asta. Iluminat, extinderea sistemului de management al traficului pentru a monitoriza și mai bine sau și mai detaliat punctele de intrare și ieșire. Pentru că până la urmă vorbim de un proces foarte ușor de urmărit în momentul în care controlezi toate punctele de intrare și ieșire. Controlezi în sensul să știi câte mașini intră. Și nu doar câți, ce tip de mașini îți intră. Da? Și atunci, te mai gândești, poate nu-ți mai intră camioanele? Doamne ajută și să ne vedem că și ceilalți își fac treaba sau au viziune în direcția asta. Știți la cine mă refer? Nu. Nu? La proiecte care să cuprindă centură ocolitoare, drum expres și așa mai departe. Proiecte pe care municipalitatea nu le poate fizic manageria, pentru că nu este responsabilitatea, dar putem ajuta cu siguranță. Și putem oferi tot suportul de care este nevoie. Ok, deci acest gen de proiecte. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, sunt proiecte de același tip în principal. Cele de mobilitate, deci alte străzi care să intre în același program de reabilitare structurală, practică, a tramei stradale, iluminat, traffic management, mijloc de transport în comun electric, adică alte autobuze și așa mai departe. Crescând, practic, ponderea proiectelor implementate pe toată raza municipiului Piatra Neamț. Acum că tot suntem la proiectele astea de mobilitate, eu vreau să vă întreb niște lucruri, dacă se poate concrete. Există un studiu care să ne arate, cum să mă exprim eu corect, cât se poate de direct, ca să ne arate beneficiile traficului prin aceste proiecte? Adică cineva l-a făcut? Da. O să vă rog să mi-l puneți și mie la dispoziție. Fără nicio problemă. În momentul în care se fac studiile de trafic, se face planul de mobilitate urbană, nu proiectul în sine. Pentru că aici vorbim de piese de Lego, proiectele sunt piese de Lego și planul de mobilitate urbană înglobează toate piesele de Lego. Și atunci, ce ați întrebat dumneavoastră și anume, cum va afecta acest proiect eficiența traficului municipiului Piatra Neamț? Da, este analizat, pentru că tu începi de la o situație existentă
mergi cu o situație propusă și ulterior analizezi ce anume din situația propusă îmbunătățește la nivel de trafic. Fie număr de mașini care trec prin intersecții, asta se face traffic management, fie numărul de mașini care tranzitează municipiul pe un coridor principal, adică de la o intrare până la ieșire din municipiu. Sunt date care sunt analizate în planul mobilitate urbană. Eu am citit titlul proiectelor astea de mobilitate și acolo spunea pentru reducerea poluării. Și bineînțeles, și asta are un efect, dar e un pic mai complicat. Nu e imposibil, dar se poate analiza. Erau axele pe care se putea merge. Nu trebuie să, aici toată chestia, nu trebuie să ne blocăm la un titlu, trebuie să avem curiozitatea de a merge mai departe și a investiga. Pentru că știm că majoritatea oamenilor citesc titlul și deja au o idee făcută. Nu este corect. Dacă vrei să ai o părere pertinentă, pentru că părere putem avea toți, cerul este negru, e o părere. Dar ca să ai o părere pertinentă, trebuie să știi cum să analizezi de ce. E o realitate acum. Părerea e că e senin. E gri. E la mijloc, să zicem. Da? Și ca să ai o părere pertinentă, trebuie să te documentezi. Nu poți fi doctor citind un rezumat pe internet. Sunt niște studii, sunt niște pași, sunt niște examene, sunt niște experiențe rezidențiat pe care trebuie să parcurgi pentru a ajunge să ai o părere pertinentă. Repet, luăm în considerare toate opiniile pertinente și obiective. Pentru că de opinii subiective și lucruri aruncate sunt sătul și suntem obișnuiți cu așa ceva. În momentul în care se prezintă o situație pertinentă, ceva obiectiv, cu drag îl punem pe masă și îl analizăm. Ok. Da? Asta este, cel puțin pentru mine, asta este un... Să știți că eu voi păstra emisiunea asta. Trebuie. Deci eu voi păstra emisiunea asta. Și nu o să uit nici provocarea cu mașina. Bun. Să știți că în general nu uit. Mă uit tot timpul în urmă. Păi, dacă trăim în secolul 21, deci, avem toate instrumentele necesare pentru a face acest lucru. Da. Spuneți că aveți întrebări. Am un breaking news. Trebuie să-l anunț acum. Șeful de ocol de la Pipirig și trei persoane, ieri au fost acolo niște percheziții ale Direcției de GEA, da, Direcția Generală Anticorupție, parcă, nu știu cum se cheamă, și s-au făcut rețineri, un om de afaceri printre ei, așa că, după acest breaking news, continuăm. Aveți, schimbați acum sistemul de iluminat, am văzut. Așa. Pe un asemenea... Ce este nou la sistemul ăsta nou? În afară vă de... Se schimbă doar becurile sau ce se schimbă? E mai mult decât se schimbă doar becurile. Vorbim de niște corpuri de iluminat care au o eficiență mult mai mare. Dacă un corp de iluminat înainte consuma 250 de W, cel nou consumă 120-190 deci jumătate. Și oferă aceeași sau mai bine intensitate luminoasă, mai bună intensitate luminoasă. Pentru că toată lumea spune, păi dar era 250 și am pus un 220. Nu. Toată lumea cred că a avut contact până în acest moment cu un backled. Da? Light emitting diode. Funcționează altfel. Consum mai puțin, dar ofer aceeași putere luminoasă. Asta este primul pas, prima caracteristică, și anume eficiență energetică. Cel puțin 40% costuri mai mici la utilizarea sistemului. Pasul 2 este cea de telegestiune. Sună pompos, dar ce înseamnă de fapt? Înseamnă posibilitatea de a adapta momentul în care se deschid anumite lămpi, sau toate, sau un sector, sau un așa mai departe, și intensitatea luminoasă la care se aprind. Ce înseamnă asta? Acum încă nu se observă acest lucru pentru că funcționează doar pe principiul închis-deschis. Dar ulterior vorbim de nu mai pornesc luminile la ora 8 când încă mai am iluminat astăzi. Sau ziua. Da? Înainte să zicem aveam pe program de vară, program de iarnă. Nu. Acum vorbim de un program care este zilnic. Adaptat. Știu că pe 14 mai am nevoie de iluminat la 30% la ora cutare. Și atunci îți vine altă eficiență energetică pe care municipalitatea și cetățenii o primesc. Mai mult decât atât, dar încă nu este implementat. Asta este un proiect de viitor. În momentul în care ai un sistem de management al traficului inteligent care îți permite să detectezi când intră o mașină și când îți iese de pe un coridor pe care nu există alte intrări și ieșiri, atunci poți face practic cu senzori de prezență. Da? Deci în momentul în care mi intră pe coridor mașina, la ora 3 dimineața, de exemplu, luminozitatea crește de la un 20% cât e necesar ca să pot să merg în siguranță,
la 100% până când trece sau mașina. 80%. La 10 secunde sau 80%. La 10 secunde după ce trece mașina, iar scade intensitatea luminoasă la un 10-20%. Și atunci mai mult mă duc spre eficiență energetică. Când dar toți ăștia sunt pași care se implementează secvențial. Când este programat să funcționeze acest sistem? Sistemul de care am spus cu prezență, intrare, ieșire, încă nu a fost implementat. Practic se poate adapta orice sistem de iluminat inteligent cu acest, pentru că îți trebuie doar practic doi senzori, la intrare și la ieșire. Deci e o componentă ulterioară care va fi inclus. Acum ce avem pe masă este eficiență energetică de cel puțin 40% mai puțin consum față de ce am avut înainte. Era moda aceea cu lămpi încărcate de la soare. Știți? Da. Știți cumva de ce nu s-a adaptat situația? Deci, situația asta? Vorbim de două lucruri diferite. Unul este eficiența corpului de iluminat și doi este sursa de energie. Eu am lucrat pe proiecte, ultimele proiecte, fix pe proiecte de energie regenerabilă. Parcuri eoliene, megaproiecte parcuri eoliene, dar și parcuri fotovoltaice. Pentru a avea eficiența unui sistem de genera energie electrică din celule fotovoltaice, trebuie să le ai comasate cât de cât. Și atunci, deci acel sistem cu nu este atât de eficient. El ajută. Poate avea o eficiență în timp, în momentul în care este utilizat ca și componentă bine la nivel de proiect general. Dacă tu doar pui un panou și un invertor și îl trimiți în sistem, nu este suficient. Nu ai suficient control pentru a-l face eficient. Să pui pe toate. Deci atunci trebuie să pui pe toate, trebuie să le conectezi într-un anumit modalitate, trebuie să ai un mod de control pe sectoarele respective. Întrebam de ce nu s-a ales sistemul ăsta, ca să înțeleg. Sincer, nu am văzut până acum în România să fie utilizate atât de eficient. Adică să le consider ca un mini parc fotovoltaic pe care îl gestionezi de la distanță. Este un sistem relativ independent. Fiecare panou îți produce energie electrică pe care ori o acumulează într-un acumulator, într-o baterie, ori o trimite către sistem. Dar în niciun moment nu poți să știi panoul ăla funcționează, nu funcționează. Bateria e încărcată, nu e descărcată. Bateria mai este eficientă, nu mai este eficientă. S-a ars siguranța? Da, nu. Asta este problema, că nu ai control asupra individului, asupra elementului, obiectului respectiv, adică a stâlpului cu panou. Pe când, într-un parc fotovoltaic, deja ai control pe stringuri, adică pe linii de panouri. Pe liniile de panouri. Da? Da. Știi exact, îți produce invertorul ăla, nu îmi produce. Cât de bine îmi produce? E supraîncălzit, se va arde, trebuie să-l schimb. Adică e un nivel de control pe care nu îl ai pe astfel de sistem. Bun. Aici vă pot spune multe lucruri. Ne apropiem de final. Da. Ne apropiem de final. Am vorbit despre proiectele viitoare. Mă interesează, întrucât este un trend acum, proiectele verzi pentru Piatra Neamț. Adică asta era proiectul care vreau să vorbesc în altă misiune, dar vă pot da un hint. Și vorbim împreună, că eu sunt dispus să fac emisiuni, luăm un singur proiect și îl discutăm. Și veniți cu planuri, cu cifre, cu tot. Nu mă interesează foarte mult decât să rămână aceste lucruri ca lumea încet, încet să le învețe. De acord. Nu este un proiect atât de nou ca tehnologie, dar poate aduce un plus major municipalității. Și anume, un proiect de energie regenerabilă cu un parc fotovoltaic. Locul identificat de domnul primar Andrei Carabelea este fosta groapă de gunoi. Acel spațiu îți permite instalarea care unui fosta groapă de gunoi? Adică prima groapă de gunoi. Prima celulă, nu din corpul de care are două celule. Prima celulă. Pe prima celulă dacă a fost acoperită cum trebuie. Fiind un sistem fotovoltaic ușor, nu ai nevoie de fundații. Se poate face chiar așezat și are un grad de flexibilitate ca să contracareze orice fel de problema a stratului suport. Deci se poate implementa. Se pun și pe apă panouri fotovoltaice. Am înțeles, nu? Deci mă gândeam acum. Statele Unite au lacuri acoperite cu panouri fotovoltaice și funcționează. Mă gândeam acum, pentru că știu foarte bine proiectul gropii de gunoi, dacă nu există niște interdicții după el, nu știu, nu-mi dau seama. Suntem în analiză, dacă nu, deci, lângă. Deci nu se găsește o modalitate de a face așa ceva. Proiectul principal este un parc fotovoltaic care să acopere cel puțin iluminatul public din surse regenerabile, ceea ce ar fi extraordinar. Ar fi o economie substanțială. Vorbim de câteva milioane pe an. Da.
Da, deci ar fi o economie substanțială, mai ales dacă vine pe fonduri care să-ți permită să nu cheltui tu foarte mult. Eu mă gândeam și la altceva aici, dacă tot ați amintit de groapa de gunoi. Acuș se umple. E la 40, mai avem 40% disponibilitate actuală în celula 2. Da, dar asta înseamnă deja 3 ani, 4, depinde de cât, cum se face selecția. Așa cât ajunge în groapă. Și ăla 3. E un punct pe care trebuie să-l îmbunătățim cu siguranță. Da, acolo în mod sigur. Vă fac cadou ziarul de astăzi. Foarte puternic în domeniul respectiv și vă asigur. Vă fac cadou ziarul de ieri, în care am scris despre cele 50.000 de tone de compost, spun unii, deșeuri, spune Garda de Mediu, care sunt o problemă pentru municipiu, pentru că ele sunt puse pe islaz, cum ar veni, islazul primăriei, islazul municipiului. Dar este o altă. Deci, cu dragul putem discuta în următoarea misiune. Trebuie gândit, pentru că Piatra Neamț a fost deschizător de drumuri cu acest proiect de groapă de gunoi conformă, ecologică. Avem proiectul de la Girov, care funcționează prost. Din câte știu, dar, repet, nu aș băga mâna. Urmează să se realizeze o creștere a acelei instalații. Dar, la Girov. Nu, este prin contract obligatoriu, dar nimeni nu face nimic. Nu se va face. Nu, ideea este dacă Piatra Neamț... Dacă Piatra Neamț va continua pe aceeași linie, adică fizic să nu depinde... Fizic nu mai are unde. Nu mai avem unde, nu? Putem să ne concentrăm pe metode de eficientizare a selectării gunoailor, cu siguranță. Aici o să avem, la nivel de municipiu, câteva surprize mai încolo, dar le postăm pentru emisiunea următoare. Aștept cu nerăbdare, pentru că n-am apucat să vorbim despre societăți, n-am apucat să vorbim despre public serv, care e în grădina dumneavoastră, ca să spun așa. Da, în grădina mea, știți foarte bine că suntem într-o situație critică cu cei doi viceprimari. Așteptăm cu nerăbdare să se rezolve această problemă. Se va rezolva. Sigur, am văzut procesul de ieri și am văzut că, de fapt, v-a luptat singuri acolo. Problema este cruntă, pentru că volumul de documente este incredibil. Și acum este realizată între domnul primar și persoana din fața noastră. Este un volum de documente incredibil. Și nu vorbesc de neurochirurgie, nu sunt lucruri foarte complicate, dar avem responsabilitatea să citim, chiar să citim și să analizăm și să corectăm ceea ce nu este corespunzător, de la formulare la fond. Și atunci, din păcate, și o spun, cred că a mai fost spus în misiunea noastră, din păcate, în loc să ne concentrăm pe teme cu adevărat importante, de inovații, de viitor, trebuie să ne mâncăm, între ghilimele, timpul cu activități care ar trebui delegat. Dar nu avem cui. Ultima întrebare, se va putea merge și cu bicicleta pe banda pentru transportul în comun? Nu, pentru că vor exista benzi pentru bicicliști. Mai puțin pe Dimitri Leonida, unde este centură. Acolo nu va exista, pentru că nu avem cum și nici nu avem spațiu. Dar pe celelalte două artere va exista spațiu pentru bicicliști. De fapt, este și o cutumă pe centură, nu prea mergi cu bicicleta. E foarte periculos. Eu sunt și motociclist și știu ce înseamnă să mergi pe lângă camioane. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Abia aștept să discutăm concret pe niște lucruri, să vorbim și despre societăți. Este un subiect care ar putea genera foarte, foarte multe economii la nivelul municipiului. O eficientizare. Eficientizare cu siguranță. Eficientizare reorganizare, nu știu cum să o numesc. Poate, eu m-aș concentra mai mult pe eficientizare. Pe economie nu atât de mult, pentru că sunt activități care de cel mai multe ori sunt sub prețul pieței. Sunt valori care... Sub prețul pieței, la prețul de cost, la prețul din contract. Nu, comparat cu alte municipalități. Dar, repet, putem să intrăm pe preț, pe activitate, pe volum. Să vă spun, eu sunt de acord cu dumneavoastră că prețul este mic. Este... Eu ce vreau să vă spun, când mă refeream la eficientizare,
prețul este mic, dar dacă cantitatea din factură este mare și serviciul este la jumătate, prețul se dublează. Aici intră partea de control de calitate și aici vă asigur că se vor face și se lucrează în acest moment la schimbări majore. Cel puțin la capitolul PubliServe, credeți-mă că am explicat foarte clar și am indicat clar ce trebuie urmărit și se vor schimba multe lucruri în mai bine, spun. Discutăm data viitoare. Mulțumesc frumos. Salut. Cele bune, oameni buni, și să ne vedem sănătoși luni dimineață. Vine un weekend, unii spun că ar fi ploios, alții spun că mai se poate ieși într-o excursie mică. Eu vă doresc să vă plimbați unde se poate, fără mască, sănătoși și voioși. Hai la cafea! Weekend bun!